Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem gogoși cu miere de albine și ciocolată cu praf de copt și aperitive din aluatul de lipi cu cremă de brânză, cu ketchup, cu pot fi servite cu fel de fel de salse. Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Acestea vor fi rețetele de astăzi. Sunt simple, bune și gustoase. Astăzi o să facem gogoșele cu praf de copt. Și aici avem aluatul de la Libi. Avem o bucățică. Rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube. Și aici eu mi-am pregătit, astăzi am să fac în această oală electrică, la curent. Aici am pus 1 kg de ulei și o să le prăjim aici. Am pus uleiul să se încălzească și să trecem să le preparăm. Așa. O să-l încercăm cu o scobitoare să vedem când este gata. Încă nu. Și noi, între timp, să ne facem o să începem cu aluatul de lipii. Așa. Și eu am aici. Deci mi-a rămas de la... Am făcut lipii ieri, în loc de pâine. Așa. O să presor puțină făină aici pe masă. Și o să punem aluatul. Aluatul este făcut cu untură, cu făină, cu apă și un praf de sare. Și la 250 de grame de făină punem 40 de grame de untură, o amestecăm bine cu mâinile până obținem canisipul, cu praf de sare și apoi circa 180 de grame de apă. Un pahar de apă cu un deget și jumătate mai jos. Și o să întindem. Acesta este aluatul care mi-a rămas. O să facem doar câteva. Așa. Și o să-l întindem. Așa. O să ne ajutăm cu făină. Și eu mi-am pregătit câteva condimente. Mi-am pregătit cremă de brânză cu puțin pătrunjel. Mi-am pregătit puțină maioneză și puțin ketchup, dar puteți pune și fel de fel, și roșii tăiate feliuțe peste. Eu am să le fac așa micuțe. Și după aceea facem gogoșele. Acum să vedem uleiul dacă se încălzește. Așa. Întindem așa bine. Acesta este aluatul de lipii. Este foarte bun, îl puteți face și cu ulei, dacă doriți, în loc de untură. Cine ține post, poate face cu ulei. Este la fel de bun. Așa. Acum să vedem uleiul dacă s-a făcut. Aici am un cuțitaș și o să tăiem așa. Și
facem să le fac triunghiuri. Și cum v-am spus și v-am arătat, eu mi-am pregătit acum să vedem dacă se încălzește uleiul. Am aici. Așa. Și o să încercăm să vedem dacă se încălzește. Încă nu este gata. Mai așteptăm. Și eu mi-am preparat puțină brânzică, o cremă de brânză. Și o să pun cu puțin pătrunjel deasupra. Și le puteți unge și cu puțină maioneză sau cu puțin ketchup. Puteți pune și puțin pateu și o feliuță de sălămări deasupra și roșii tăiate și ceapă verde. Ce doriți? Să vedem. Ne preparăm hârtie să absorbă uleiul. Așa. Și o să le punem așa pe o farfurie. Să vedem cum iese închis. Așa. Închidem și așteptăm. Astăzi prăjim. Astăzi doar prăjim. Așa, ia să le punem și pe ceste. Se vede? Nu uitați, aici avem uleiul, închidem. Nu uitați. Acestea sunt aperitivele. Așa. Sunt făcute din aluatul de la lipii. Nu doriți să le frigeți, le faceți cum se fac lipiile, tot la fel. Am să dau deoparte. Așa. Am să-l pun așa aici, într-o parte. Așa. Ia uitați-le cum sunt. O să le facem așa cu ia uitați, cu brânzică. Putem pune și ketchup. Punem așa aici. Cine dorește să mănânce cu ketchup și cu cele cu brânzică le ungem. Așa. Și le punem așa aici. Să știți că
che sono forte forte buoni. Tempone per sempre trongeo, peste. Non so. Mini piadine, sono mini lp. Aperitive. Chacun. Chacun, să ne ocupăm de aluatul nostru. O să dăm deoparte, o să le așezăm așa aici. O să le pun așa aici deasupra. Gogoșele sau chiacchiere sau frape, cum se numesc aici în Italia. Aluatul l-am făcut din 700 de grame de făină, 5 ouă, am pus 80 de grame de zahăr, ce am mai pus? 90 de grame de unt, 60 de grame de țuică, toate, se pun toate împreună și se amestecă. Un praf de sare, coajă de portocală și de lămâie am pus eu, puteți spune și aromă de vanilie sau de rom. Și acesta este aluatul. Și apoi o să le prăjim în ulei și o să le dăm prin o să le dăm cu miere pe deasupra și cu zahăr, zahăr pudră și cu ciocolată. Eu aici am topit puțină ciocolată și o să le dăm. Aici am ciocolată și zahărul pudră. Vedeți? Dar astea la urmă. Mai întâi prăjim câteva. Ca să vedeți, aluatul este rețeta, o găsiți și pe canalul meu de YouTube, la gogoșele cu praf de copt. Așa. Și acum o să ne ajutăm cu făină. O să punem așa totul aici. Aici avem făină. Ia uitați aluatul, cum arată. Și acum o să-l... O să-l tăiem așa cu... Așa, ia să dăm din nou. Să dăm din nou să fiarbă uleiul, să se... Și tăiem. Tăiem bucățele. Și lucrăm câte o bucată. Așa. Și le acoperim. O să lucrăm mai întâi cu aceasta. Acestea le acoperim cu folia noastră transparentă, ca să nu se usuce, că se usucă. Și le lăsăm așa aici. Și o să lucrăm acest aluat. Vedeți? Consistența cum e? Noi o să lucrăm până o să iasă fin, fin, fin. El ar trebui frământat foarte bine. Eu îl frământ aici cu această mașină de pâine de făcut paste. Am să dau la part la zero. Nu. Cine are acasă, cine nu frământă bine, bine, bine la mână. Sau cu robotul.
Eu nu am nici robot. Așa pe pământ, așa. Cred că este gata. Ia uitați. Vedeți? Este fin. Și acum am să-l tai. Așa, am să-l tai în 3. Acestea am să le dau deoparte. Vedeți că trebuie ținute de dedesubt la o foaie de transparentă, de peliculă, ca să nu se usuce. Și dăm deoparte. Așa. Aici o să întindem așa bine. Și micșorăm. Am să dau la 3. Și întindem. Le întindem pe toate 3. Așa. Le dăm așa cu puțină făină. Și micșorăm din nou. O să punem la 6. Și aceasta o să fie ultima măsură. O să vedem cum vin. Așa. Le punem așa unde este făina. Le întoarce ca să nu se lipească. Așa. Să închidem aici, ca să fiarbă uleiul să se facă. Și acum ne formăm gogoșelele noastre. Le dați ce formă doriți. Așa. Le putem tăia. Ia uitați. Și le întoarcem, vedeți? Și le întoarcem, pur și simplu. Facem gogoșe normale. Sau le dăm ce formă dorim. Ia uitați. Așa. Și le așezăm așa aici. O să facem câteva așa. Ia uitați. Așa. Sau le puteți lăsa pur și simplu așa. Sau puteți face și floricele cu le tăiați cu formă. Acum fiecare după timpul care îl are. Așa. Și o să le așezăm așa aici. O să vedem dacă uleiul începe să fiarbă. Așa, am să închid așa aici. Sau le putem lăsa și așa, o să lăsăm 2-3 și așa. Le tăiem pe mijloc. Sau să facem și șuvițe. Uitați. Și apoi le răsucim. Așa. O să le răsucim și le băgăm în răsucite, așa, în interior. O să mi le pregătesc. Așa. Și apoi o să le dăm cu miel de albine și cu... O idee bună, așa este. Și cu... O să le dăm și prin ciocolată o parte.
vedem uleiul dacă este gata. Eu am aici acest aparat. Astăzi am vrut să fac cu el să... și să încercăm să punem. Ne să punem una. Da. Uitați, deja s-a ridicat în sus. Vedeți? Așa. Și o să punem mai întâi acestea. O să le băgăm așa. Așa, să vedem dacă stau. Așa. Mi-a căzut. O ținem așa bine ca să nu se desfacă toată. Așa. Aceasta s-a desfăcut. Așa. O să mai punem două din acestea. O să le învecează așa. Vedeți cum vin? Ia uitați-le. Așa. Imediat. Ia să le dau un... să închid puțin. Și le punem aici. Mi-am pregătit o tavă cu cervețele ca să absorbă uleiul și o să punem peste. Așa. Și le mai lăsăm puțin. Eu le fac în acest... astăzi am zis să încerc să vedem cum... dar în tigaie, dacă le faceți, o să iasă mai curate. Așa. Aceasta este prima care am făcut-o. Așezăm așa aici. Lăsăm un pic. Și așa le faceți pe toate. Și aveți globoșele frumoase și bune și gustoase. Așa. Uitați floricica noastră. Cum ne-a ieșit. Așa. Uitați că se rumenesc și aici. Ia să le punem din nou pe acestea. Vedeți? Prindem și băgăm și ținem puțin. Și apoi dăm drumul și răsucim așa. Nu știu dacă se vede. Ia uitați. Vedeți? Și ținem. Ținem în continuare ca să rămână așa. Ea crește și se desface. Așa. Ia uitați. Cum se desface. Gata și ultima. O să o punem așa aici. Așa. Să vă arăt cum le fac. Parte
o să le dăm cu miere și o parte o să le dăm cu ciocolată. Ia uitați, cu miere. Luăm mierea. Așa. Apoi cu zahăr pudră. Așa. Și acestea o să le dăm prin ciocolată. O să le punem așa ciocolată peste. Așezăm așa aici. Și acestea, dacă dorim, le putem da prin ciocolată. Ia uitați. Punem așa pe margini. Puțin într-o parte și în cealaltă. Și le lăsăm așa. Sau acestea, ia uitați. Așa. Punem așa peste. Vedeți floricica noastră făcută. Dăm cu miere de albine și apoi cu zahăr pudră. Așa. Acestea sunt goboși cu praf de copt. Și aici avem lipiile noastre prăjite. Vedeți? Și după ce le-am prăjit, le-am dat această formă triunghiulară cu brânzică, cu brânzică, cremă de brânză și puțin pătrunjel sau le dați prin maioneză. Să știți că sunt foarte bune, să le încercați. Ok, ceau! Puteți pune și o feluță de sălămior, și cașcaval, și brânzică, și o feluță de roșie, și brânzica aceasta cu o puțină ceapă verde. Acum depinde de fiecare. Acestea sunt rețetele de astăzi. Ia uitați-le ce frumoase și bune. Să le încercați. Așa. Cu ciocolată, cu miere și dulci și sărate. Și eu rămân în continuare să-mi termin aluatul, care îl mai am. Am frământat aici și am întins aluatul pentru aceste gogoși aici. Și acestea cu sucitorul am întins. Am făcut ieri lipii. Eu le fac foarte des în loc de pâine. Și mi-a rămas o bucățică de aluat. Și am zis să vă arăt și vouă cum mai fac eu dacă din acel aluat. Așa, vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Vă doresc un weekend plăcut, o zi frumoasă în continuare și ne vedem cu alte rețete. O să ne vedem săptămâna viitoare, poate am să mai intru în direct, dar oricum în fiecare vineri voi fi prezentă. Vă pup dulce și dacă aveți nelămuriri sau doriți rețetele, să-mi lăsați mesaj în comentarii. Vă pup dulce, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Așa vă îmbrățișez, ia uite.
vă doresc numai bine și multă, multă, multă sănătate. Vă pup, la revedere! O zi frumoasă!